Cei care nu au ajuns la munte sau la mare au marcat ziua de 1 mai la un grătar aproape de casă. În zonele verzi din jurul orașelor, oamenii au venit pregătiți pentru marea sărbătoare a micilor. Mirosul de mici, cârnați și carne la grătar a plutit în aer în pădurea Cernica din apropierea Bucureștiului. Oamenii s-au trezit de dimineață să fie siguri că prind un loc la mesele din pădure. Momentan iese conform așteptărilor. Eu zic că este neamărat. Uitați-vă la ce spui. E cel mai frumos spui pe care am văzut în viața mea. Mai avem mai multe tipuri de mâncare. Avem și kebab, adana kebab. E ceva senzațional. Domnii au fost în general cei care s-au ocupat de grătar, însă fiecare membru al găștii a avut un rol. Micii deja i-am scos acolo, avem frigărui, ceafă, pastramă, ceafă e tot în regulă să fie și sălățica este deja pe masă preparată. M-au lăsat leneși ăștia și îi aranjez eu după aceea, dar ei se ocupă de șprițul, șprițul rece să fie. Dumneavoastră vă ocupați de pastramă? Da, eu sunt măcelarul șef. Fiecare are câte un job aici. Da. Ăla bea. Fiecare e cu treaba lui, nu e așa? Nu suntem amestecați. Văd că și fetele fac salata. Da, da, da. Pentru că 1 mai anul acesta este în săptămâna mare, pe grătar au sfârâit și legume pentru cei care țin post. Avem dovlecei, avem ciuperci, dar le-am uitat. Aveți ciuperci? Aveam ciuperci, dar le-am uitat, dar o să vină. Caju, șalune, struguri. Oamenii au avut noroc și de vreme bună. Printre nori a mai ieșit soarele din când în când, perfect pentru cei care au venit cu hamacul. Alții au făcut puțină mișcare. Am mai dat o pasă, o minge, am mai băut 2-3 pahare și de-abia de acum încolo ne începem de grătar. O să avem grijă să nu ardem carnea și o să fie carnea perfectă, vă așteptăm la final. La Cernica, pădurea este amenajată pentru grătar, iar închirierea unei mese sau a unui grătar costă 60 de lei. Mult mai ieftin decât 2 zile la munte sau la mare, spun oamenii veniți la grătar.